Pe latura de vest a curții interioare a Tribunalului Vâlcea se va construi o clădire modernă destinată spațiilor administrative, urmând ca în clădirea consacrată a instanței de judecată să se desfășoare doar activitatea cu justițiabilii. Chiar dacă până acum proiectul noii construcții n-a fost prezentat publicului larg, de această dată președintele Tribunalului Vâlcea, judecătorul Adrian Mugurel Gheorghiță, a vorbit pe larg despre viitoarea investiție. Au fost trei variante, ar trebui să ne retragem până la urmă la linia stabilită prin planul urbanizonal, deși obținuse certificat de sarcini înainte de aprobarea cuzului și am fi putut construi până undeva la acest nivel, nu am fi obținut avizul de la Comisia pentru Monumente. Da? A fost și o dezbatere televizată pe această temă și s-au încălcat niște reguli ale presei. Nu am fost măcar încunoștințați pentru a formula și un punct de cuvânt. Am înțeles că s-a prezentat acolo cum vom măcelări centrul orașului. Nu. Avem toate avizele, inclusiv de la Comisia pentru Monumente, pentru această variantă. Din potrivă, nu cred că va arăta mai puțin frumos decât acum această zonă a orașului. Va fi mai mult spațiu verde, peluzele acelea și așa mai departe. Deci, noua clădire urmează să fie spațiul pentru personal, deci birourile. Iar în clădirea existentă, tot ce înseamnă funcțiunile cu publicul, și anume un număr de 5 sau 6 săli de judecată, 6 sau 7 camere de consiliu, arhive, registratură, camera avocaților, biroul de relații cu publicul pentru zilele de audiență. Cum observați, fluxurile vor fi separate, legătura este numai la nivelul parterului dintre cele două clădiri. Dinspre arhive, înspre clădirea de birou, se va putea accede pe alte uși, numai pe baza cartelei, astfel încât să nu mai avem nici probleme de intersectare cu justițiabilul, care nu știe foarte bine unde să meargă. Vor fi în jur de 60 de birouri din noua clădire. Vor fi două nivele subterane, parter, trei etaje și un etaj 4 retras. A fost foarte greu de proiectat această clădire, întrucât și datorită zonei în care este amplasată Tribunalul, datorită faptului că existenta clădire este monument, era o serie de constrângeri care au trebuit să ne supunem, și anume spațiul de 6 metri între cele două clădiri, legătură numai la nivelul parterului, înălțimea să nu depășească înălțimea cornișei Tribunalului, și a fost așa o provocare pentru echipa de proiectare, dar și pentru managementul instanței, care am colaborat în permanență cu proiectantul. La cele două subsoluri vor merge la adâncimea de 7,20 m pentru a se sprijini pe stratul de rocă stabilă. Una din cauzele pentru care actuala clădire are acele crăpături este faptul că fundația este pe un strat de argilă care atunci când se udă devine foarte moale. Chiar și președintele Curții de Apel Pitești, judecătorul Marius Sândulescu, a opinat că investiția este una curajoasă. Atunci când se începe o construcție, toate predicțiile par să nu fie cele reale. Pentru că survin tot felul de complicații pe parcurs. Imaginați-vă ce înseamnă să intervii pe o structură existentă cu 7 metri de desubtul ei, asta înseamnă că tot atât cât e deasupra va fi și în pământ. Nu sunt intervin probleme de hidroizolații, de consolidare a structurii de rezistență existente. Și atunci aș zice că un termen de 3 ani este totuși generos. Așa. Dar cu siguranță că va merita eforturile dumneavoastră. Deocamdată, investiția este la stadiul de proiect, dar speranțele în jurul realizării ei sunt multiple.